La Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș a avut loc vernisajul expoziției Mărturii cromatice. Expoziția poate fi vizitată până la finele lunii octombrie. Mărturii cromatice, expoziția de artă plastică de la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu din Călăraș, a fost deschisă în data de 25 septembrie, odată cu nocturna bibliotecii, iar vernisajul a avut loc pe 28 septembrie. Critica a fost asigurată de doamna Ana Amelia Dincă, critic de artă, și curatoriată de Florin Mihăilescu și Victor Grigore. Expoziția, care conține lucrări ale artiștilor plastici profesioniști din București și Călăraș, profesori de la UNARTE, de la Liceul Nicolae Tonița, membri ai Uniunii Artiștilor Plastici din România, va rămâne deschisă publicului pentru vizitare în perioada de 28 septembrie-30 octombrie 2020. Cei care doresc pot vizita expoziția de luni până vineri între orele 8-18, respectând măsurile actuale de prevenție a pandemiei.